și pe cine mi l-ai pus. A spus indignat Denis Nikolaevici când Alina a fost externată din maternitate. În ziua nașterii, bărbatul era în altă călătorie de afaceri. Un om ocupat, care are întotdeauna multe de făcut. Alina s-a obișnuit cu asta de-a lungul a câtorva ani de viață comună. Ea era studentă, iar el era un om înstărit și important. Așa că a visat mereu la un soț ca el, ca să fie alături de el ca în spatele unui zid de piatră. Dar în acea zi fatidică, zidul s-a prăbușit. Denis Nicolaevici a fost în șoc când a văzut nou născutul. Nu seamănă deloc cu mine. Se indigna el. Ce mă iei tu de prost? Pe cine încerci să înșeli? Alina era uluită de aceste acuzații. Ea a fost fidelă soțului ei din prima zi a cunoașterii lor. Pentru ea nu existau alți bărbați. Alina visa atât de mult să-i dăruiască un fiu, încât era gata să sacrifice chiar și studiile și cariera. Mama fetei nu era încântată de alegerea ei. De ce-ți-ai dori un bărbat divorțat și adult, cu un copil din prima căsătorie? O întreba Ludmila Alexivna pe fica ei. Găsește-ți un tânăr de-a ta vârstă și trăiți fericiți. Nu te înțeleg dar femeii nu-i rămânea decât să se împace. Alina stătea ferm pe poziția ei. Fata era convinsă că Denis este destinul ei și că doar alături de el va putea fi cu adevărat fericită. Ludmila Alexivna comunica cu ginere și cu inima strânsă, ceea ce era absolut de înțeles. El era potrivit pentru ea ca soț ca vârstă, iar el a dus-o pe fica ei la starea civilă. Ce mamă s-ar bucura! Dar Alina era fericită și imediat după nuntă s-a mutat în casa mare a iubitului ei soț. Primii ani au trăit fericiți. Alina a continuat să studieze la medicină. Ludmila Alexivna a visat întotdeauna ca fica ei să devină doctor. Ea însă și nu a putut o realiza pe deplin pe sine. A născut devreme, a fost nevoită să crească singură, deoarece iubitul ei a plecat imediat ce a aflat despre sarcină. Alina nu l-a văzut niciodată pe tatăl ei și îi lipsea foarte mult sprijinul masculin. În adâncul sufletului, mama înțelegea de ce fiica ei a ales un astfel de soț. Ea părea să compenseze grija paternă, de care îi lipsea atât de mult în copilărie, dragostea și sprijinul. Alături de Denis, Alina se simțea în siguranță și liniștită. Ca orice soție bună, ea visa să-i dăruiască soțului ei un fiu și la doi ani de la viața comună, soarta i-a oferit această oportunitate. Câte de fericită a fost când a aflat despre sarcină. Dar Ludmila Alexivna s-a întunecat ca o ceață. Dar ce se întâmplă cu studiile, Alina? A întrebat ea agitată. Sper că nu plănuiești să renunți la institut? Nici măcar nu îndrăzni să te gândești la asta. Nu este orice fel de universitate. Tu ai intrat cu atâta greutate acolo. În cuvintele mamei sale, era o doză de adevăr. Alina a muncit din greu câțiva ani pentru a se pregăti pentru examene. Fata a avut parte de o sarcină foarte grea. Desigur, nu intenționa să renunțe la institut. Dar se poate termina și după concediu de maternitate. I -a răspuns i-a răspuns ea mamei. În acel moment, Alina nu o interesa nimic altceva decât copilul. Viitorul bebeluș era singurul lucru care avea pentru ea importanță. Și oricât i-a spus mama ei să nu se grăbească, Alina nu a ascultat-o. Până când voi termina facultatea, mi o să fie deja câțiva ani. Se întreba tânăra fată, care știa că nu se va limita la un singur copil. Și mai trebuie să-l nasc pe al doilea și pe al treilea. Când crezi tu că voi face asta? Tendința Alisei spre familii numeroase o speria pe Ludmila Alexivna, care a fost întotdeauna convinsă că ar trebui să faci atât de mulți copii pe cât o femeie îi poate crește fără soț. Acest lucru este ceea ce i-a învățat și pe Alina. Dar toate lecțiile și sfaturile ei au fost în zadar. Femeii era dureros să observe ce se întâmpla în viața fiicei sale. Iar când soțul i-a indicat ușa, a devenit cu totul inconfortabil. Cum a putut să te tratezi așa? A întrebat indignat femeia, care era sigură că fica ei nu putea să-și înșele soțul. I-am spus imediat ce fel de persoană este. Nu trebuia să te implici cu el. Dar tu nu m-ai crezut și ai făcut totul după bunul plac. Acum, plătești. În acel moment. Alina nu era deloc interesată de sfaturile și reproșurile mamei sale. Era în șoc din cauza scandalului pe care îl a organizat soțul ei. Fata nu se aștepta ca el să fie capabil de așa ceva. Cuvintele rostite ei în ziua externării din maternitate nu le va uita niciodată. Alina spera atât de mult ca el să se bucure când va vedea fiul și să o poarte pe ea și pe bebeluș în brațe. Dar în schimb a ascultat nu numai reproșuri ci și insulte care au rănit-o profund, rupându-i inima. Pleacă de aici, adulteră! A strigat Denis Nikolaevici. Cum ai putut să te învârți cu altcineva pe la spatele meu? I-am dat totul, absolut totul. Ai fi trăit cu vreun coleg de al tău în aceeași lux ca și cu mine. Ai fi dus o existență mizerabilă până când ai fi terminat școala ta de rahat. Iar după aceea, ai fi muncit ca o slugă în spital pentru bani de nimic. Nu ești capabilă de nimic mai mult. Iar acum ai adus în casă un copil străin. Și crezi că voi tolera toate astea? Alina a încercat în zadar să-și convingă soțul că bebelușii nu seamănă întotdeauna cu părinții lor. Ai și tu o fică, spune Alina. Ai văzut-o în prima zi după externarea din maternitate și nu era o copie directă a ta. Dar asta e o prostie. Copiii cresc și capătă trăsături faciale ale părinților lor. Ar trebui să înțelegi asta, pentru că nu ești un copil. Fica mea a asemănat cu mine din prima zi de naștere. A susținut Denis Nicolaevici. Văd diferența dintre copii, fiul tău și fica mea în copilărie. E cer și pământ. Și nu încerca să mă înșeli. Știu ce spun. Adunați-vă lucrurile și plecați din casa mea. Și nu vă bazați pe pensie alimentară. Nu-ți voi da niciun ban. Gândește-te, Denis. L-a implorat Alina. Te iubesc. Sunt fidelăție. Nu-mi pot imagina viața fără tine. Ești totul pentru mine, o lume întreagă. S-a născut un fiu cu tine. Dacă nu mă crezi, poți face o expertiză. Nu te va costa nimic. De ce ești atât de încăpățânat? Îți permiți să mă acuz de ceea ce nu am făcut? Nu te-am înșelat. Ascultă-mă, te rog, și reconsideră. Ce fel de expertiză! A exclamat Denis Nikolaevici. Crezi că mă voi face de rușine? Pentru cine mă ei? Denis Nikolaevici nici măcar nu a încercat să o asculte pe Alina. El și-a băgat în cap că ea era infidelă și nimeni nu l-ar fi putut convinge în acel moment. Fetei sărace nu mai rămânea decât să-și strângă lucrurile și să plece împreună cu bebelușul la Ludmila Alexivna. Nu avea unde să meargă. Alina a părăsit casa soțului ei în aceeași zi. Nu voia să stea lângă el nici măcar o secundă. Mamă, am fost atât de proastă. A oftat fata. Iartă-mă, te rog. De ajuns să plângi. A spus sever Ludmila Alexivna. De când ai născut, trebuie să crești. Iar pentru tine acum cel mai important lucru nu este doar bebelușul, ci și institutul. Copilului ei trebuie mult. Și nimic nu cade din cer. Așa că trebuie să continui cu studiile. Iar cu bebelușul te voi ajuta. Pentru asta sunt mame, pentru a-și ajuta fiicele tinere și neexperimentate în situații dificile. Alina era foarte recunoscătoare mamei sale. Niciodată în viață nu ar fi reușit fără ajutorul ei. Dacă femeia nu ar fi preluat aproape toate obligațiile de îngrijire a bebelușului, Alina nu ar fi putut termina facultatea. Ludmila Alexivna reușea să aibă grijă de nepot și să lucreze în același timp. Denis Nicolaevici, pe care Alina l adora atât de mult când era îndrăgostită până peste cap de el, și-a ținut cuvântul. După divorț, bărbatul a lăsat-o pe soție și pe copil fără niciun ban, i-a abandonat să supraviețuiască pe voia întâmplării. Alina a trecut prin divorț foarte greu. În capul fetei sărace nu se potrivea ideea că soțul ei ar fi putut să facă asta cu ea. Ea îl iubea atât de mult. Voia să petreacă toată viața alături de el. Dar el pur și simplu i-a călcat în picioare sentimentele, a aruncat-o, ca o chestiune inutilă. Și totul din cauza a ce? Din cauza unei mândrie și a unor îndoieli stupide și inutile, a suspiciunilor și a geloziei nefondate. Denis Nikolaevici era o persoană foarte geloasă din fire. Relația cu prima soție s-a rupt tocmai din această cauză. Dar bărbatul a fost previzător, așa că, când a întâlnit-o pe Alina, nu i-a povestit despre motivul divorțului. I-a spus o prostie despre bani, iar ea, proasta naivă, a crezut. Dacă Alina ar fi știut atunci că bărbatul este gelos patologic ar fi stat de o sută de ori înainte de a-și lega destinul cu el. Dar nu știa și nici măcar nu bănuia. La începutul relației și pe parcursul primelor câteva luni de căsnicie, Denis Nicolaevici s-a comportat foarte politicos și atent. El a avut grijă de soția sa, i-a făcut cadouri scumpe și i s-a părut Alisei perfect. Dar viața a pus totul la locul lui și este bine că a venit acest moment a trăi în ignoranță și a nu înțelege ce fel de persoană se află lângă tine, ce poate fi mai rău. Cu apariția fiului, viața Alisei s-a schimbat foarte mult. Primele câteva luni, așa cum se cuvine unei mame bune, nu s-a despărțit de copil nicio secundă. Iar când el a crescut și a mers la grădiniță, fata s-a întors la obținerea unei educații superioare. Ea a încercat din răsputeri să termine facultatea printre cei mai buni. Un diploma impecabilă, deși nu garanta un loc de muncă de 100%, a crescut semnificativ șansele de a găsi un loc de muncă decent. Trebuie să-ți amintești că studiile tale nu se termină aici. O sfătuia mama Alisei. Trebuie să devii nu doar medic, ci un medic bun, unul dintre cei mai buni. Altfel, de ce să faci toate astea? Ea și amintea de asta. Iar cum ar fi putut fi altfel? Depindea nu numai de bunăstarea ei proprie, ci și de soarta copilului, cât de mult va putea Alina să se realizeze în profesie. Ea nici nu putea imagina cât de multe costuri financiare sunt necesare pentru un copil. Când Alina trăia cu soțul ei și era sigură că el acoperă toate cheltuielile familiei, și chiar mai mult, nu s-a gândit la asta. Banii, în general, aveau pentru Alina o importanță secundară. Dar așa a durat doar până când a devenit mamă. Fata nu se aștepta deloc că va trebui să învețe să numere fiecare bănuț. Da, Ludmila Alexivna a ajutat atât cu copilul, cât și din punct de vedere material, dar asta nu putea continua la nesfârșit. Femeii îi plăteau puțin, ea nu mai era tânără. La un moment dat, familiei ei chiar i-a trebuit să se întindă la economiile sale, lucru pe care ea își promisese să nu-l facă sub nicio formă, deoarece economisia pentru pensie. Dar ce nu faci pentru un copil? Pentru iubitul și singurul ei nepot, Ludmila Alexivna era pregătită să facă absolut orice. De îndată ce Alina a găsit primul ei loc de muncă, a încetat să mai ia bani de la mamă. Din când în când, Ludmila Alexivna cumpăra ceva doar pentru nepot. Fica ei trăia modest, refuzându-și totul, dându-și toată salariul în beneficiul fiului și al familiei. Au trecut ani, iar viața Alisei s-a schimbat treptat. Directorul spitalului în care fata s-a angajat să lucreze imediat după absolvirea facultății a văzut potențialul ei din prima zi femeia a contribuit în toate modurile posibile la promovarea Alisei pe scara carierei. Ea înțelegea cât de greu îi era. Ea însă și fusese odată în aceeași situație dificilă. Faptul că ai devenit mamă de vreme este corect. Spunea Valentina Leonidovna. Dar vei avea timp să-ți faci o carieră. Ce vârstă ai? Alina era recunoscătoare femeii pentru o asemenea susținere asta însemna foarte mult pentru ea. Fiind mamă singură cu un copil pe brațe, Alisei nu-i plăcea deloc să supraviețuiască toată viața, primind un salariu de nimic. Nu, nu era vorba că lucra din cauza banilor. Deloc. Dar trebuia să-și întrețină fiul, a cărui cheltuieli creșteau în fiecare an. E timpul să începem pregătirea pentru școală. A spus Ludmila Alexivna, când băiatul a împlinit șase ani. Peste un an trebuie să-l dăm. Și nepotul meu nu este deloc pregătit pentru asta. Îi va fi greu. Această și alte probleme necesitau o soluționare imediată. Toate economiile sale mizere, Alina le-a cheltuit în acel an pe profesori particulari pentru Pavel. Numai după un an, când femeia a acumulat în sfârșit un stagiu de muncă suficient pentru a se califica pentru o promovare, situația financiară a familiei a început să se schimbe. Înțelegi singură, înainte nu se putea altfel. A spus, ca și cum s-ar fi justificat, Valentina Leonidovna. Ești atât de tânără. Înțeleg că ai un potențial uriaș. Dar experiența de lucru are o importanță enormă în domeniul nostru. Desigur, desigur, înțeleg totul. Ce ziceți? A răspuns Alina. Nu sunteți obligată să-mi explicați nimic. Oricum vă sunt datoare. Sunt atât de recunoscătoare pentru ajutorul și sprijinul dumneavoastră. Este atât de important atât pentru mine, cât și pentru Pavel, și pentru întreaga noastră familie. Ați făcut atât de multe pentru noi. Ei, gata, Gata! A întrerupt o Valentina Leonidovna, care nu prea îi plăcea când înaintea ei se scurceau. Totul este în regulă. Ai meritat această promovare. Acum, cel mai important lucru este să nu-mi dezamăgești așteptările și să-mi justifici încrederea. Desigur, desigur, voi face totul pe conștiință, ca și până acum. Mă voi da cu capul înainte. Vă promit! Nu vă voi dezamăgi. A asigurat-o Alina, și și-a ținut cuvântul. Recenziile despre munca chirurgului tânăr erau atât de pozitive, încât uneori Valentina Leonidovna se gândea serios dacă nu cumva Alina este lingușită de pacienți și colegi. Dar în poveștile despre munca Alisei nu era nicio urmă de lingușire. Ea era cu adevărat un medic de la Dumnezeu și își îndeplinea întotdeauna cu onestitate datoria. Chiar și când el a apărut în prag, la femeie nu a tremurat niciun mușchi. S-a salutat politicos și l-a invitat pe bărbat să intre și să se așeze pentru a vorbi. Vizita lui a fost o surpriză extremă pentru ea. Iar Denis Nikolaevici, când a văzut inițialele medicului pe care i l-au recomandat ca pe cel mai bun chirurg, la început nu a crezut. Poate că este o coincidență? S-a gândit el în sine. Cine știe câte persoane cu nume de familie identice există pe lume. Dar când a intrat în birou, a înțeles că nu era o coincidență. A recunoscut-o imediat. În toți acești ani, ea nu se schimbase prea mult. Bună, Alina! a spus el încet și s-a îndreptat spre masă. Întâlnirea a fost ciudată și în circunstanțe destul de triste. De deja un an. Fica bărbatului era bolnavă. Nici el, nici fosta sa soție nu înțelegeau ce se întâmplă cu Cristina și ce pot face pentru a o ajuta. Au vizitat mai multe clinici, au mers la mulți medici, dar asta nu a dat niciun rezultat. Toți au spus în cor că fata este condamnată. Operația era prea riscantă, deoarece Cristina avea și alte probleme de sănătate care erau asociate cu boala îmi pare foarte rău că fica ta se află într-o situație atât de groaznică. A răspuns Alina, ascultându-le pe bărbat. Dar trebuie să înțelegi că problemele nu se pot rezolva doar cu discuții. Cristina trebuie examinată și trebuie făcut cât mai curând posibil. De ce nu a venit ea astăzi la consultație? De ce ai venit singur? Ea se simte rău. A spus Denis Nicolaevici cu greu se poate ridica din pat. Dacă mi-au spus că ești cel mai bun chirurg, unul dintre cei mai buni, atunci probabil nu au mințit. Ajută-mă! Sunt gata să plătesc orice sumă. De-a lungul anilor, el nu se schimbase deloc. Încă mai credea că toate problemele pot fi rezolvate cu ajutorul bannotelor crispate. Chiar și despre tratamentul fiicei sale, Denis Nikolaevici discuta exclusiv în contextul banilor. Știi că sunt un om care nu este sărac. A continuat el. Îți spun sincer, sunt gata să fac orice, doar ca fata mea să fie în viață. Voi face tot ce depinde de mine pentru ca ea să se vindece și să continue să se bucure de viață, să devină din nou așa cum era înainte. Despre fiul său, el nu a spus niciun cuvânt. Ca și cum Pavel nu ar fi existat deloc. Dar, în acel moment, Alina nu s-a gândit deloc la vechile resentimente. Ea este medic și este obligată să ajute orice persoană care se adresează ei. Și, în această situație, va face tot ce depinde de ea pentru ca fata să-și recapete sănătatea și bucuria de a trăi. Dar femeii era foarte important ca Denis Nikolaevici să înțeleagă că nu totul depinde de ea. Alicei nu-i plăcea deloc să fie acuzată ulterior, așa că a încercat să evite acest lucru, discutând cu bărbatul toate nuanțele în prealabil. Da, înțeleg. A oftat el. Ne-au spus asta toți, absolut toți medicii. Înțeleg totul. Dar poate că se va putea face ceva pentru ea? Fosta mea soție și-a pierdut deja toată speranța. Eu sunt la limită. Nici nu-mi pot imagina cum voi trăi dacă fiica mea nu va mai fi. Cuvintele lui Denis Nicolaevici au rănit-o pe Alina. Dar ea și-a ținut sentimentele sub control și-a așteptat-o pe Cristina la consultație ca pe o pacientă obișnuită. După examinare, fata a făcut analizele necesare și-a părăsit spitalul împreună cu tatăl ei. Rezultatele au fost gata într-o săptămână, iar Alina i-a transmis bărbatului că este pregătită să efectueze operația ești sigură? A întrebat el. Și dacă ceva nu merge bine? Și dacă fata mea nu va rezista operației? Cred că trebuie să încercăm. A răspuns Alina, care i-a dat de înțeles lui Denis Nicolaevici că nu va tolera niciun compromis. Și ce vrei? Să lăsăm totul așa cum este. Nu va fi mai bine din asta? Trebuie să înțelegi asta. Cu inima grea, bărbatul a fost de acord cu Alina. În ziua operației, el a venit la spital împreună cu fiica sa și nu a părăsit-o până la terminarea acesteia. O pot vedea? a întrebat el când Alina a ieșit din sala de operație. Vreau să vorbesc cu ea. Denis, ești ca un copil mic, a răspuns iritat Alina. Ce să o vezi? Ce să vorbești? Va dormi încă câteva ore după anestezie. Operația a decurs cu succes. Fica ta va fi transferată în salon mâine. Abia atunci o poți vizita. Iar acum, du-te acasă, odihnește-te. Nu ai chip. Asta era adevărat. Bărbatul nu a dormit toată noaptea. Gândurile tulburătoare se roteau în cap, înlocuindu-se una pe cealaltă și nu-i dădeau pace. De ceva, în acel moment, el a decis să asculte cuvintele Alisei, deși acestea erau absolut contrare principiilor sale de viață. Încă un an mai devreme, înainte de boala fiicei sale, dacă s-ar fi aflat într-o astfel de situație, s-ar fi supărat că a trebuit să stea în holul spitalului câteva ore și că nu i s-a permis nici măcar să o vadă pe Cristina. Dar acum înțelegea că un astfel de comportament nu va aduce nicio beneficiu soarta fiicei sale era în mâinile medicilor și ale lui Dumnezeu. În acel moment, pentru prima dată în toată viața sa lungă, Denis Nicolaevici a crezut în Dumnezeu și i-a cerut ajutor. Nu mai avea nimic altceva la care să se spețe. Numai sprijinul lui Dumnezeu ar putea ajuta-o pe fiica sa să supraviețuiască. Nimic altceva. Ajuns acasă, s-a prăbușit epuizat pe pat și a adormit imediat. Bărbatul nici măcar nu a observat cum s-a întâmplat asta. Era atât de obosit încât părea că a dormit mai mult de o zi. De fapt, doar câteva ore. Deșteptându-se, a început imediat să se pregătească să plece la spital și, după jumătate de oră, era deja acolo. Pot să-mi văd fica? a întrebat el medicul de gardă. Era noapte afară dar în agitație și tensiune nervoasă, Denis Nicolaevici nu a acordat nicio importanță acestui lucru. Nu a putut să-și admită chiar și sieși că nu s-a uitat la ceas, nici nu a observat că afară era întuneric. Singurul lucru care îl interesa în acel moment era Cristina. Până atunci, fata își deschisese ochii, dar vizita tatălui ei a fost foarte surprinzătoare pentru ea. Tată, ce faci aici? A întrebat Cristina când bărbatul a intrat fără să bată în salonul ei. E noapte. De ce ai venit? Și cum ai fost lăsat să intri? Îmi pare rău, îți pare rău. A murmurat vinovat Denis Nikolaevici. Te-am speriat. Pur și simplu nu mai puteam să stau acasă în necunoștință de cauză. Voiam să știu cum ești, cum te simți, să te văd. Bărbatul a susținut întotdeauna financiar fica asta din primul mariaj. Dar relațiile lor sufletești s-au dezvoltat doar după ce Cristina s-a îmbolnăvit. Până în acel moment, fata îl învinovățea adesea pe tatăl ei pentru divorțul de mama ei și nu-l lua în serios. Denis Nicolaevici a înțeles valoarea familiei doar după ce a rămas complet singur. Bărbatul a realizat brusc că era grozav de singur iar el ar fi vrut atât de mult dragoste și sprijin, o familie adevărată, pe care o avea, și pe care a distrus-o cu propriile mâini de două ori. Așteptând zorii, el s-a despărțit de fiica sa, cu care a vorbit câteva ore, și s-a îndreptat spre ieșirea din salon. Făcând câțiva pași pe coridor, Denis Nicolaevici s-a ciocnit de Alina, care, văzându-le, a fost foarte surprinsă. Ce mai e nou? Ce faci aici? A întrebat ea. Nu am permis nicio vizită. Cine te-a lăsat să intri? Nu fi supărată. A șoptit plângând Denis Nikolaevici. Am făcut un acord cu medicul de gardă. Numai să nu-l iei la rost. Alina, înțelege, trebuia să-mi văd fica și să mă asigur că totul este în regulă. Iarăși rezolvi totul cu bani. A oftat femeia și, după ce a tăcut câteva secunde, l-a alungat pe bărbat cu mâna și a adăugat, bine, lasă-l. Ai venit, ai vizitat-o, ai verificat că totul este în regulă, mulțumește-te. Trecându-pe coridor, femeia a dispărut în salonul Cristinei și a stat acolo aproximativ o jumătate de oră. Denis Nicolaevici a decis să o aștepte vrea să-i mulțumească Alisei pentru operația reușită și să ceară iertare pentru trecut. Bărbatul se simțea vinovat pentru că, cu mulți ani în urmă, se purtase atât de nedrept cu ea. A venit timpul să-și curețe conștiința și Denis Nicolaevici voia să facă asta aici și acum, fără să piardă nicio secundă. Bărbatul nici nu se putea imagina ce surpriza destinului îl așteaptă în cabinetul Alisei. Când a văzut-o, a avut un șoc real. Iarăși tu. A oftat Alina, văzându-le pe Denis Nicolaevici lângă cabinetul ei. Până în acel moment, el reușise deja să aștepte livrarea florilor și ținea în spate un team gros de bancnote, cu care obișnuia să-i mulțumească tuturor celor care îi ajutau. Ce vrei? Să vorbim. A răspuns el. Trebuie să-ți spun ceva foarte important. Bine, a fost de acord Alina. Doar să fie repede, am foarte puțin timp. Deschizând cu îndemânare ușa cabinetului, ea a făcut un gest invitatoriu. Conversația a fost stângace. Denis Nicolaevici nu știa de unde să înceapă și a uitat toate cuvintele pe care le pregătise în prealabil. Părea că i-au zburat din cap imediat ce a pășit pragul cabinetului ei. Conversația care nici măcar nu a început a fost întreruptă de intrarea în cabinet a unui băiat de vreo 11 ani. Mamă, mamă, te aștept de jumătate de oră. A spus el indignat, umflându-și buzele. Și am sunat-o pe mobil, dar nu ei telefonul. În acea zi, Alina nu avea programate nicio operație sau consultație și se înțelesese cu fiul ei să meargă la cinema ea petrecea atât de puțin timp cu el, încât se simțea vinovată. Văzând băiatul, Denis Nikolaevici a încremenit în șoc. Timp de câteva minute, bărbatul nu a putut scoate niciun cuvânt. Fiul meu. A șoptit bărbatul, întrerupând tăcerea care domnea în cabinet. Fiule. Mamă, cine e unchiul ăsta? A întrebat băiatul. Și de ce șoptește? Și într-adevăr. De ce? Hai, spune-i fiului tău cum l-ai acuzat pe mama lui de adulter și l-ai părăsit pe el și pe ea în voia sorții. Spune-i, nu te sfi. A gândit Alina pentru sine. Dar s-a oprit la timp și a tăcut. Oricum ar fi, ea încă îl iubea și era fidelă. Denis era singurul bărbat de care avea nevoie. Și după atât de mulți ani, acest lucru nu s-a schimbat. Da, Alina era foarte supărată pe el și i-a luat mult timp să l-accepte și să-l ierte. Femeia era foarte jignită de faptul că Denis Nicolaevici l-a recunoscut pe Pavlic ca fiind al său doar când băiatul a crescut și a devenit la fel ca el ca două picături de apă. Cum de regreta de faptul său. Cum de se temea că Alina nu-l va ierta niciodată și că nimic nu poate fi întors înapoi el, de asemenea, a continuat să o iubească toți acești ani, încercând disperat să se împace cu o trădare care de fapt nu a existat. El a inventat-o, temându-se să-și piardă o persoană dragă, temându-se că Alina va iubi vreodată un alt bărbat și îl va părăsi. Și asta a fost atât de stupid încât Denis Nicolaevici râdea singur de el. Frica lui însă și a fost aproape să-i rupă viața, iubitei sale femei și fiului său și el îi mulțumea sorții că i-a dat o a doua șansă. Acesta a fost încă un dar neprețuit după salvarea fiicei sale. Și bărbatul nu înțelegea cu adevărat ce a meritat, dar își mulțumea Universului în fiecare zi, trezindu-se de vreme dimineața și adormând târziu seara.